Van Damme, vezi că dacă te prinde Ema că te joci, îți rupe capul, mă. Și de naibii ăla, că acum apare și la închep de urlete. Asta, mă, că nu o să urle. A, ea nu! Tu o să urli, mă, când o să scrape laptopul în cap. Și după aia, când o să vezi cât costă spitalizarea de la urgență. Nu o să urle, pupă-se, pentru că nu mă joc. Caut idei de afaceri să recuperez banii aia pe care i-am pierdut. Deci pentru ea mă zbat. Auzi, dar dacă tot ești tu așa de bun cu mine, ia dă-mă și mie un pont pentru o afacere. Scrie... Ai? Anormal. Ha, ieși. Vând rinichi. Glume de doi lei, să știi că astea nu se fac pupăză. Hai mă, zi, mersi că ți-am zis, mă, că tu nici măcar doi lei n-ai. Dar aminte să-mi plătești mie o idee de afaceri. Că know-how-ul se plătește, bă, ca lumea, nu așa? Să știi că e și interesul tău să fac bani, da? Că îi dau lui Ema și se face liniște în casă. Plus că mai contribui și eu la hangarelele astea care vin aici și te mai scazi cu cheltuielile. Auzi, dar nu mai bine vii tu cu ideea și eu te finanțez? Că degeaba spun eu ce să faci dacă tu n-ai bani să-i dai drumul la afacere. Judecă-mă și tu că de-aia ai creier în cap. Sau l-ai vândut și pe ăsta. Da, promis că mă finanțez dacă vin cu ideea. Nu mi-o iei și mă lași cu buza umflată de nevastă mea. Cum ai mai făcut până acum? Da, mă, dar promit. Jur pe roșu? Van Damme, ce mă țigănie asta cu juratul pe roșu? Vezi că eu nu fac afaceri cu deștea dubioși. Păi nepoata, mă, bine, de ce nu pleci, mă, cum voi aș dănunta cu chiar altul? Ce aștepți, mă? De că știi că dacă o lălăiți așa, o să se pierdă tot farmecul, nu-ți, mă, și nu-și mai bine după aia, nu mai e chef de voiaj, mă. Și după aia o să regrești toată viața, mă, că e așa de frumos. Serios? Dar, Matale, de unde știi, bre, că n-ai fost măritată? E, normal că n-a fost, dar mă știi de știaltea, întotdeauna am pus carul înaintea boului. Că am plecat în voiaj de runta cu fiecare bovnic pe care l-am avut. Asta ca să verific dacă nătărăul merită să-l iau de muiere. Ia zi, cum plecați, cum plecați, zi? Nu știu, bre, stai așa ușor, că la nuntă am strâns praful de pe tobă, știi și Matale prea bine că n-a venit mai nimeni. Păi tocmai de-aia trebuie să mergeți, bă, să le arătați că nu vă afectează deloc că n-au venit. Că nu stați voi în bani să arătați lor ăla. Bați fripte, coate goale, ardeia pe mătă. Fierbinte, știi ce? Dacă nu plecați în excursie, o să vă faceți și voi imaginea de sărăntoci. Că și așa jumătate o aveți. De ce, bre? Cum de ce? Din cauza lui bărbată, tu, că umblă pe stradă cu dinte pauză, dinte pauză, vacanța mare, zi de mai băgă una în gură. Și asta numai tu ești de vină, făi, că ei permis să te facă de râs. Pe mine să mă facă de râs. Păi, dar pe cine? Pe mine? Dacă el are știrbătura în gură și imaginea ta este știrbă. Știi ce? Înainte să plecați în vacanță, e musai să-l convinci să treacă pe la din țar, să-și repare caielele. Că nu vrea să umple pozele cu dintea mai peștera pe care o are între dinți. Bre, de unde atâția bani și de luna de mire și de dentiști? Și Matale foarte bine că de scump sunt dentiștii. E, lasă, că pentru dinte o să-i dea angajatorul la care muncește. Că doar nu după mâna a plătit atâta mare de vreme asigurare socială. Și pentru voiajul vostru de nuntă, o să scoți eu din portofel un 15-20%. Dar știi ce? Să nu te arunci la cine știe ce locație din alea scumpe, că eu nu fur banii. Eu nu știu ca aia care se duc pe acolo numai așa ca să schimbe ciorapii. Bre, așa mă știi, Matale, pe mine, inconștientă, din aia care aruncă toți banii pe vacanță și după aia face foamea un an? Dar să vreau și n-aș putea, că eu trebuie să strâng bani dacă vreau să fac un bebe. Păi vezi, tonto, mergeți mai în voiaj de nuntă, mă, că-mi pușcați doi epuri deodată. Dimineața vă plimbați, la prânz faceți plajă și seara faceți șoșoi. Păi mai mult de-aia m-aș duce, bre, în luna de miere, că acolo avem și noi intimitate, suntem doar noi doi așa, într-un cadru romantic, cu șampanie și poate se prinde. Mușcă-te de limbă, păi, cum adică poate? Și vii convinsă că se prinde, he? Și știi ce? Ia, hai că schimb faia și vă dau 50% din costurile excursiei, că nu mai am răbdare. Abia aștept să țin și-o un șoșoi în brațe. Că dacă bunica din partea lui Vârtul nu o să fiu, măcar tu știi că din partea ta. Să rămână, vre, stai să te pup. Eu mă duc să caut cele mai ieftine oferte, acum am fugit. E, nici chiar așa ieftine, că nu vreau să-mi concepezi nepoțelul în cine știe ce joc. Abia aștept. Păpune, iar eu mor la cote la moște.
Mamă, ce pape nebune! Îți vine să crezi ce păcătoase sunt bunicuțele? N-au loc alea tinere de ele. Care alea tinere, pupă să... Alea tinere se duc să atingă moaște vii pe la hodoroși de ăștia cu bani ca să-și câștige și ele existența. Vă dați seama, dacă s-ar rupe bilet de intrare la moaște, câți bani s-ar face? Că se prinde pe acolo sute de mii de oameni. Dacă nu chiar un milion, mă. Păi dacă pui un euro. Dar ce zic eu, un euro, mă ajunge și un leu. Un milion de lei? Tine 250.000 de euro. Păi o faci de 4 ori pe an? Gata, ai făcut milionul. Asta e mega afacere. Asta așa. Păi de ce nu o facem noi, pupăză? Zicem că am adus aici nu știu ce moaște de călugări sfânt de la muntele Athos. Hai bă, du-te de aici. Taci, gogule, că merge. Și punem o taxă babană, ca să vină doar Barosan, mă. Reculegere de lux, frate. Cum face Becali când se duce la muntele Athos? O să se bată ăștia să vină la noi, că e mult mai rentabil. Nu tu cazare, nu tu banda avion. O să fie bine, mă. Și fii atent. Inventăm și un slogan mișto. Dacă nu vine credinciosul la muntele Athos, vine muntele Athos la credincios. Ce adâncă e asta? Este? Da, este, că ești tâmpit de binele. Cine crezi că o să-ți dea ție voie să vii cu moaște aici, într-o casă particulară, când alea trebuie să stea strict într-un lăcaș de cult? Bă, tu vrei să te pui rău cu patriarhia? Sau mai rău cu poliția? Că o să miroase de la o poștă, e scrăchirie. Dar ce zic eu de la o poștă? De la muntele Athos. Ok, ok, bă, fără moaște. Zicem că avem o icoană făcătoare de minuni. Alta. Ce mă, frate, când alea are voie să dețină oricine? Ai văzut ce a zis la știri? E plin de pelerinaj și pe la case de-astea private. Da, mă, da. O să vină să se roage la ea toți sărăntoci și în loc să îmi dea bani, o să-mi ceară. Pupăzări, și icoana o să fie tot cu circuit închis, mă. Nu e nevoie să o facem publică. Și uite, primii clienți o să fie chiar arestații tăi. Că ei au cea mai mare nevoie să li se îndeplinească dorințele. Aha, și cum o să le îndeplinească, mă, dorințele? Când icona voastră o să fie clar o făcătură de naia chinezească, care face cu ochii când o fâței. Mă, gogule, tu nu mai bețe, roată ne faci. Da, sigur. Păi, nu icoana o să le îndeplinească, băi, cap sec. Da, cine? Stăpânul icoanei, adică pupăză, le cumpără și el ce vor. Că dacă vrea profit, trebuie să investească. Așa se începe orice afacere, pupăză. Bă, și fii aștept. Ai zis că dacă vin cu o idee inteligentă, investești, frate. Foarte inteligentă. Dar ce te faci dacă pârnăia și o să-i ceară lui Dumnezeu să-i elibereze din pârnăie? Cum o să le îndeplinești dorința? Ce te faci, mă, gogule, între noi? Lasă că o să avem noi grijă să nu ceară asta. Le spunem că icoana nu îndeplinește decât dorințe materiale de bun simț. A, nu, că poate să fie și mai scumpe, că e mai bine. Și mai scumpe un pic, că e mai bine, da? Dacă sunt nesimțiți și cer cumva altceva... Dumnezeu nu-i ascultă și mai și pedepsește. Să vezi atunci ce le dau și le și iau. Dar până să le dau și să le iau, de unde luăm noi mare, stați? Că mai nou cam bate vântul prin arest. Și nu vântul ăla milionarul, că ar fi fost bine. S-au dus vremurile alea bune, când dormeau trei într-un pat, mă. Vorbește cu Mătescu să trimite repede un lot. Da, un lot de babe nebune, ca astea de la televizor. Bă, Coco nu vrea să facem afacere. Am văzut. Da. Și o să transformați beciu domnesc în ospiciu. Grecia? Grecia primăvara, ca să rântoci? Ca să te duci pe plajă? Hai mă, ce faci? Ce faci, bă, prostovane? Am vărsat și cafea, încercând să explic că aici să cauți în Grecia primăvara, că dârdii pe plajă, că trebuie să te duci în Egipt, unde sunt 40 de grade tot timpul. Nu plecăm acum, fraiere, acum doar fac rezervările pentru la vară, ca să iau cu reducere de early booking ca băieții deștepți. Dar mă rog, tu n-ai de unde să știi că nu te încadrezi în categoria asta. Dacă ai fi așa deșteaptă precum te pretinzi, ai ști că în Grecia vara sunt 40 de grade, te topești pe plajă, la soare și la umbră. Da, bine, la tine ar trebui un pic de topeală. Mă, stai grasă, da? Și nu topezi nimic. Că acolo unde mergem noi o să fie răcoare, că e la munte și încă la ăla sunt. Ce, mă? Vă duceți în voiaș de nuntă la mănăstiri? Nu, bă, prost.
prostule, dar o să intrăm într-una special pentru tine. Să ne rugăm la Doamne, Doamne, să-ți mai crească și ție un pic de păr, să nu mai ține gol așa când te lovești. Ha, ha. Mergem în Teologos, fraiere, cea mai tare stațiune pentru cupluri. E un fel de Ibița. Ce mama n-ai bizau eu ție atâtea explicații? Că tu în viața viețișoarelor tale n-ai cum să ajungi în Teologos. Că pe Teo ai pierdut-o. O să ajungi în Logos, bă! Mai bine v-ați duce în Stomatologos, ca să-și facă și bărbatul dintele ăla, să nu mai arate ca un cal de la știrb. Să apară și el de rasă așa și să nu mai facă poliția de râs de atâta timp cu văgăuna aia din gură. Șterge pe jos! Păi m-a dus să iau un mopac! Cu limba, ca șobolanii! Mai pleacă unul! Ce să fac, trupeză, judecătorul, nu eu? Păi și eu ce fac, mă, Mateescule? Că mai rămân doar cu unul. Știi ce? Mă ia de niște marfă proaspătă, că mi se duce afacerea de râpă. Adică, mi se duce. Trupeză, deocamdată n-am de unde. Că de când cu moda asta americană, cu cauțiunile, își pun toți gaj, casele, mașinile, numai să nu intre la meci. Ce-ai făcut, Iorică? Un genio fantastic, mi-a căzut glicemia. Și nu o găsesc, că ați văzut-o pe undeva? Mateescule. Normal că ăștia pun gași, că au de unde, mă, la cât au furat. Și judecătorii sunt mână-mână cu infractorii. Îi lasă să fure ca să aibă ce să le dea lor pe cauțiune. Pupăză, nu judecătorul încasează cauțiunea, că nu e notar. Și te avertizez, las-o mai moale cu acuzațiile. Că dacă se aude la cetru, rămâi fără arest și nu mai încasezi nimic. Mai bun e un arestat decât niciunul. Ce-i faci, Chiorete? Am găsit glicemia! E pe aici băgată, pe dedesubt. Chiorete, da. Vezi că glicemia de la țară pătează gresia. Nu pleacă de acolo! Marș, mă, marș! Mărăză! Da? Pupăză, sigur. Chiorete, tragi cu urechea? Nu vrei, șefă, de unde-ți veni ideea asta năstrușnică? Eu fără glicemie nu au nimică. Ai zis ceva? Yo-ho! Bine că ai venit, iubire. Auzi? Am vorbit cu tanti și mi-a dat soluția cum să scăpăm de stresantul de poponeț. Și ridică fusta în fața lui și ăla crapă pe loc. De unde îl îngropăm? Că prălitul n-a avut bani să-și cumpere lot de veci. Îți dai seama? Poate vrea să arză. Nici nu m-ar miră la ce nume are, e predestinat pentru treaba asta. Hai mă, cărețel, că eu acum chiar vorbesc serios. Vrei să scăpăm de el o lună? Măi, întrebi? Dar cum facem? E, foarte simplu. Plecăm în luna de miere, la mare! Plec la mare! Poate acolo o să concepem și noi un bebiță, că e mediu perfect. Super. Și să fim în intimitate, romantism. Mamă, nimeni o să vezi mare. Ce zici? Wow! Hai, e foarte bună ideea asta cu luna de miere, dar... Da. Dar să fie o săptămână, că nu ședem prea bine cu țăcănii. Normal, iubire, era doar o expresie. Și stai liniștit că o să caut cele mai bune oferte, dar am și eu o mare rugăminte la tine. Știu. Vrei să-mi iau șlip de iatanga cu glugă, care să nu fie rupt în genunchi, da? Nu, Chiorete, nu. Eu voiam să-i cer niște bani lui... Nici într-un caz, dacă te-ai gândit să-i cer lui Odoroaga. Păi aia o să-mi scoați ochii toată viața, că am mers la mare luna de miere pe banii ei. Ce să spun? Repezit mai ești, Chiorete, repezit mai ești. Nu de tanti, ziceam. Eu ziceam să-i cer niște bani lui Pupăză ca să spui și tu dintele, să nu apare în pozele din luna de miere știrb, că alea rămân toată viața, Chiorete. Lui Pupăză? Da. Ți-ai și găsit cui să cer? Poate mai degrabă clipește un mor face cu ochiul decât să scoată Pupăză una de un leu. Dar nu te să mai dea el mie bani pentru o lucrare dintr-asta. O să-ți dea, Chiorete. Pentru că e obligat ca angajatorul trebuie să plătească cheltuielile de sănătate ale angajatului, că de-aia ți le oprește din salariu. Și tu ești angajat la el, nu? Da. Pentru cine să mai aduc eu icoana făcătoare de minuni? Că o să rămân cu un singur arestat. Cine o să-ți mai roage la aia? Eventual eu, ca să nu mi se ducă afacerea de râpă. Dar pentru asta mi-ar trebui una autentică, nu o chinezărie din aia care face cu ochiul vorba lui Gogu. Pupăză, nu dispera, frate. Nu dispera. Hai să gândim ca niște oameni serioși. Faptul că îi liberează poștea de aici, nu chiar ne prinde bine, mă. Că zicem că icoana i-a ajutat să fie eliberați. Tot ce trebuie să facem noi e să-i punem să se roage mai repede la ea. Și dacă eu o să creadă că icoana le-a îndeplinit dorința, o să spună tuturor penalilor din cercurile lor. Și aia o să vrea tot să vină la tine, să se roage și ei pentru eliberare. Bă, fandame, mă, disperarea asta ta după bani te face din ce în ce mai deștept, mă, nu zici? Evident.
Și tocmai de-aia o să-mi dai și mie un mic procent din afacere. Mă! Bănuiesc că nu prii să se afle că totul e o mică escrocherie. Mă, cine a zis mă că nu-ți dau? A, nu, 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 nu pupă să că nu mai merge așa. Cu contract semnat, frate, nu pe vorbe că n-am încredere în tine. Da, că hoțului de hoț e frică. Că știi ce seapă mi-ai dat atunci cu câștigul de la loterie? E, uite, tocmai de-aia nu vreau să semnez nimic și o să-ți dau cât vreau eu. Pupă să stai așa că pentru țeapa aia am plătit cu vârf și îndesat. Mi-a luat Dumnezeu toți banii. Și bine s-a făcut. Fii atent că dacă încerci să-mi dai vreo țeapă sau vreun mărunțiș, o să-ți ia și ție Dumnezeu banii. Mă! Scuze. Mă, Chiorete, mă, salut, mă, ce faci, mă, pe aici, că tu nu ești de tură. Știu, bă, nu-s de tură, dar vin până la tine să-și cer niște bani, că vreau a-mi pune dintele ăsta. Da, ce sunt eu, mă? Ce sunt eu, mă? Mama rămiților, mama știrbilor, mama... Să-mi zici, mama chiorilor, că te frâng pe genunchi. Ești angajatorul meu, deci trebuie să-mi plătești asigurări medicale, nenică. E, uite, vezi, după ce că ești știrb, mai ești și prost, mă. Nu trebuie să-ți plătești nimica, că n-ai la mine cartea de muncă. La mine ești doar așa, colaborator. Du-te la secție, bă, dacă vrei bani de viplă ca să fii manechin. Că acolo ai cartea de muncă. Bine, dacă ai și acolo, că din câte știu eu, milițienilor nu prea le place cartea. Mai ardei că te găsește, dracii. Las că tot ajungi tu la mâna mea, scârbă. Aha, vezi să nu. Am impresia că nu vrea să stea bani. Asta-i dreacu de încurea. N-am vrut să-mi deie bani zgârca, căci că n-am cartea de muncă la el. Praful să aleagă de nenorocit. Hai, lasă-mă, iubire, lasă că o să-ți dea Costeluș că el are o inimă așa mare. Nu-i câine ca pupăză. Hai, lasă ți-o arată să te consoleze. Ia, Gogule, ia și bea, hai noroc. Ce vrei? Ce să vreau, mă? Nimic complicat. Să faci icoana aia să plângă. Nimic complicat, să faci icoana. Bă, tu ai nebunit, abinele? Hai, mă, Gogule, te rog eu, că tu ești mini-tehnicus, mă. Îți iese imediat. Pui și tu o pompiță sau ceva în spate care să se acționeze de la distanță. Habar n-am, că dacă aveam, o făceam eu, nu? Eram convins. Bă, tu vrei să ajungi în arest? Tu uiți că Chiorete e zi de zi aici? Când o vedea icoana aia falsă, clar ajungi în arest. N-o să o vadă, pentru că o să o punem la tine în dormitor. Ce spui? Nici să nu te gândești. Eu nu vreau să am necazuri tocmai acum, când în sfârșit am scăpat și-o de cotoranța aia de mămica și mai am un pic să mă împac cu Cora. Stai, mă, Gogule, ce te ambalezi așa? Că dacă iese nasul, o să cadă tot în spinarea lui Van Damme, că el a fost cu ideea. Și scăpăm și de el de pe cap. Și dacă iese bine, iar scăpăm de Miloc. Că o să facă și el bani și nu o să ne mai ceară nouă non-stop. Deci oricum am dat-o, iese bine. Te-ai gândit la tot? Hai. Nu te gândești la păi tot? Mă gândesc eu. Ok, mă, bine, dar doar ți-o fac, să știi. Nu vreau să fiu implicat în afacerea asta. Asta cu măgăria, înțelegi? Nici nu spomenesc numele. Așa. Dar vezi că dacă nu existi, nici nu poți să ceri bani. Dar nici nu vreau. Așa te vreau, Gogule. Hai, ia și bea. Ok. Da, o să-mi cer bani pe ăsta? Nu o să-ți cer. Ok. Acum. Un împrumut din fondul de rezervă? Exact, că vreau să-și pună Chiorete dintele. Deci e perfect justificat, fiindcă e în joc imaginea secției. Lasă-mi cererea să văd ce pot să fac. Dar să știi că nu depinde doar de mine, pentru că fondul de rezervă e controlat de la centru. De acolo trebuie luată aprobarea. Ok. Șeful! Să nu cumva să-ți pui obrazul și să-i faci împrumut lui Sofica, că te faci de majun, acolo sus. Ea nu vrea banii pentru ca să-i pună dintele lui Chiorete, nu! Vrea să plece în voiaj de nuntă, în Teologos, în Grecia. Păpunesule, nu mai fi fitilist, că n-au cum să ducă în Grecia, că acolo e frig acum. A, știu! Păi nu acum să duc, nu! Vrea să facă rezervare acum că e cu discount. Vezi, doamne, vă spun din sursă sigură.
Eu zic că ar trebui să-ți mai verifici odată sursa aia, să nu pici chiar tu de rahat. E 100% sigură, șeful, că eu știu de la Sofica. Dar pentru dumneavoastră, pentru că vă respect, o să verific și din cealaltă sursă. Adică de la Chiorete. Păi și de unde să știu eu că e făcătoare de minuni? Vrei să te cred așa pe cuvânt? Auzi, ia închide tu ochii și concentrează-te ca să te vadă că ești credincios. Ia, ia vezi acum. Plânge! Ah, plânge! Păi normal că plânge, că e supărată pe tine, că ai jignit-o cu neîncrederea ta. E clar, nu o să mă mai ajute. Stai liniștit, fiule, că o să te ajute. Nu deznădăjdui. Dacă vede câte că ești și că ești milostiv și faci o donație substanțială pentru construirea Catedralei Neamului, că ea de fapt de asta plânge. Că a aflat că guvernul a tăiat toate subvențiile de la Ministerul Cultelor și nu mai sunt bani pentru catedrală. De aia plânge ea. Fac cum să nu fac. Și dacă mă eliberează, onorarul pe care trebuia să-l dau avocaților, ți-l dau ție. Bravo, fiule! Pot să o iau să mă rog? Ia uite, cum s-o iei? Nu vezi că e obosită? A plâns toată ziua și s-a deshidratat. O să ți-o aduc eu după ce se odihnește puțin, pentru că ea trebuie să fie îndeplinătatea forțelor, că ceea ce ceri tu este ceva foarte, foarte greu de realizat. Ah, uite-te în altă parte. Și? Și? Te pregăti, mă, ești gata? Ești gata? Că am auzit că nevastă ta are planuri mari cu tine. Normal, și că m-am pregătit, îți dai seama. Păi și aveți voi bani, mă, de așa ceva? Că din câte știu eu, darul de la nunt a fost ca în subțirel. Ca să nu zic că a lipsit cu desăvârșire. N-avem noi toți banii, dar o să mă descurc și o să fac rost de diferență. Că de-aia scap familiei. Să mă dași curc. De unde să faci tu rost de diferență? Ia, uimește-mă. De la șeful. Că zgârcăia de pupă să nu dă una de un leu de la el dacă nu iese însutit. L-am și întrebat, iar botul ăla al dracu și zgârcenia aia de tot râsul. Bingo! Așa, ia uite... Cum te așteaptă? Adică e odihnit acum, e ok. Și chiar poți să-i cer să mă elibereze? Bineînțeles, uite, stai jos aici, da? Ține asta cu grijă și te rogi cu ardoare, da? Și nu uita să o convingi cu rugăciunile tale. Adică te rogi până numai în cap. Rugăciunile, da? Hai, succes! Adică Doamne ajută! E careva acasă, bă! Alo! Sunt eu, picător, te-am dat pică, te voi lipsi să-și... Ce cauți, mă, ești că iar nu e tura ta și cu banii sper că te-am lămurit. Uite să ne băieți, tura ta, veni să vorbesc cu Costelu Zgârcă, nu cu tine, da? Băbașe, nu e acasă, dar o să-i zic eu să te sune, hai. Cum e, bă, Pinocchio, dar cu alea cine, bă, Geppetto? Că v-am dat mie cu ei, mă, la spital, că am vorbit eu din obrea cu ei. Stai, mă, că nu e nimeni, mă, deci ce crezi tu că ar fi cineva? Doamne. Păi tu n-auzi ce s-aude? Nu, uite ce s-aud. Da, auzi, dar numai bine îmi spui tu ce treabă aveai cu Gogoașa, că uite, poate te ajut eu. Hai, lasă-mă. Da. Păi am venit să-i cer bani pentru dinte, ca să mă ajute el, că el e un om bun și mă ajută și îmi dă bani. Da. Nu ca alte persoane arpagoante și zgârcite. Nu, dar numai că o să te obții sigur. Bine, bine, lasă că o să vorbesc cu Gogu și când vine, o să punem mână de la mână și o să te ajutăm, că doar tu ești prietenul nostru, nu-i așa? Dar vin-o diseară ca să fie și el, că eu vreau să vadă când îți dau banii, să nu creadă că fac eu... Ce faci tu, domnice, corect? Hai, stai! Iar s-a auzit! Tu, chiar, ce? Chiar, îți spun adevărul. Ce? În
dormitor e un deținut cu nevastă, seama că ce mă obligă regulamentul să le asigur cameră intimă măcar o dată la două luni. Și cum ăla e singurul deținut care ne-a mai rămas, n-am vrut ca să-l deranjez, mă, că dacă se oftică, poate cere transferul și nu o să mai ai ce păzi. Și în felul ăsta nu o să mai poți să iei nici leafă, Chioret. Vezi că, de fapt, eu pentru tine mă zbat, mă. Gata, mă! Asta a fost! Ce a fost așa greu? Să știi că le-am zis prietenilor mei anchetați să vină să se roage la icoana Făcătoare de Minuni. Preventiv, ca să nu fie arestați. Da, 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 foarte bine, mersi, dar să știi că publicitatea nu e de ajuns. Adică sper că te ții de cuvânt cu onorariul avocaților. Nu de alta. Dar dacă află icoana că ai mințit, s-ar putea să-și retragă minunea și să te întorci, Doamne, ferește, înapoi aici. Să știi că n-am uitat. Cum recuperez banii de la incapabilii, aia ți-i dau. Ok, ok. Și uite, dacă nu te descurci și mă suni, și o să-l trimit eu pe Van Damme ca să te ajute, da? Hai, liber! Zboară, puiule, zboară! Alo, da? A, din partea domnului care tocmai s-a eliberat. Da, 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 spuneți. A, îmi pare rău, da. Din păcate, icoana nu e transportabilă. Din motive de securitate. Da. Cine era pupăză? Ei, cine? Primarul, mă. Vroia să se roage și el la icoană. Dar de acasă, de. Că trebuie să se dea bolnav ca să nu-l aresteze iar. Păi, nu știu ce nu te duci tu, pupăză. Dar dacă mă duc eu, dacă tu ești comod, că e plin de bani. Tu ne-ai auzit cât a furat, a zis și la televizor. Taci, bă, din gură, că nu sunt comod. Eu sunt inteligent. Păi dacă ducem icoana acolo, nu o să vadă pompița? Nu o vede pupăză. Că mergem cu altă icoană, nu trebuie neapărat să mergem cu asta, că nu e făcătoare de minuni de adevăratele, a? Da, da, acum am apucat să refuz, nu mai am ce face. Dar stai liniștit că o să mai sune o grămadă. Că de, toți care au de ares, devin brusc bolnavi netransportabili. Șeful! Este exact cum am zis, eu mi-a recunoscut mie în față că n-are destui bani de bilet. Și că o să vină la dumneavoastră ca să vă convingă să-i dați. Dar ce e să vă convingă? Să vine să vă fraierească, ca să nu zic... Eu nu zic, să vă prostească să-i dați. Ce e ea? Ia zi, mă, Chiorete. Să trăiți, șeful! Sunteți la secție? Că aș avea și eu ceva de vorbit cu aldematare, bre. Ia auzi, despre ce? Am și eu nevoie de niște bănuți pentru... Păi tu asta trebuie să vii la secție, mă, că astea nu se pot vorbi prin telefon. Păi n-aș fi vorbit, bre, damatale mi-e zis să zic. Pentru că nu știam ce vrei. Aia mișcă-te tu încoace că-ți dau de nu te vezi. Îmi dați! Vă mulțumesc de-n toate inima, șeful. Haideți că mai întâi trec pe la pupăză, că am o treabă cu ești cu Căsteluș, și apoi viu de grabă până la matare la setie. Să trăiți cu respect, să trăiți necontenit. Ce? Ai avut dreptate, bă. Țărănușul vrea bani. Hai să se duce până la pupăză și pormă vine aici la secție să-i dau bani. Acum crezi, șeful, să duce până la pupăză ca să se milogească și de ăla, să mai pună mâna pe ceva, că el vrea să ducă în Grecia acolo, pe cai mari, să se dea grande, să ține pe nevastă să nu mai așa, pe fructe de mare, uite așa, pe homari, să mănânce numai scoși de alea cu perlă. Însă-i seama, însă-și iar melcu să-i fie, stă iar în gât să-i stea, o să dea și cu parapanta, când are o parașută cu el. Teologos nu-i la mare. Nu? Nu. Păi și mă, și de bani. Zi imediat unde este icoana Făcătoare de Minuni. Dungua! Icoane? Ce icoane? Că n-am nicio icoane! Nu minți, că o să ajungi să te rogi la ea să se lipească înapoi. Jugulara, dă icoana, am zis. Ninja! Tu aici? Ha! Părăște-te că faci buba. Păi ce faci, mă, ninja, mă? Mă, tu ai greșit casa. E, las, că te duce tata acasă la tine, fără probleme. Dar unde te duc eu, o să fie cam răcoare. E, 2-3 ani, nu o să mor. Nu, 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 șeful, șeful, te rog, eu nu mă arest, că nu-i vina mea. Domn primar m-a trimis ca să iau icoana aia, ca să se roage la ea că e bolnav. Dar doar cu un prumut. Promit că mâine o aduceam, jur. Ce? Ce icoană? A? Icoana de la asta. Ce? Aia făcătoare de minuni care plânge.
Ce o să fac, dracu? Deci ai icoană dintr-aia care plânge și fac pariu cu tine că e acoale ascunsă în dormitor, unde nu mă lăsai pe mine să intru. Eu aș ca pleca că trebuie să niște gogoși pentru domn primar. Da, le-a umplut. Te umplă râsul? Mă așteaptă aici cu mințel până termin eu cu prietenul meu și vin și te iau formă. Ai grijă la scări! Ce noroc că avocai venit tu ca altfel. Fără, mă omoram, îmi spun, că nu mai abțineam și dădeam și-l omoram. Ia, hai tu cu prietenul tău, facem o excursie. Facem, unde? În dormitor, pupăsă. În dormitor? Da. Păi de ce? Ca să vedem icoana aia. Mă, prietene, mă, ăla e nebun, mă, de-aia și greșit adresa. Asta e o simplă icoană, mă, nu face nimic din ce a zis el. E o icoană pe care a dus-o Coana Frosa ca să-l împace pe Gogu cu Cora, mă. E din seria aia cu Arsenie Boca și prietenii, știi? Hai, client, bagă-i taxă, baba. Lasă-mă că vorbesc eu cât de văd așa târșelos. Bosulicule, scuze că te deranjez, dar vezi că taxa de rugăciune s-a dublat, da? Chiurete, ce faci tu aici? Doar nu crezi în tâmpenia asta cu icoana făcătoare de minuni, ha? Eh, ai văzut, pupăză? Ce ți-am zis eu, mă? Oamenii simpli cred în manevrele astea. Crezi că nu ești crocherie, fofăitule? Păi, dar nu e, mă, scrie să fie zi, mă, tâmpitule, că nu e crocherie. Cum să fie crocherie? Da. Nu e, mă, Chiurete. Nu e excrocherie. Asta face minuni. Pe bandă rulantă, pe cuvântul meu, dar sunt eu mai ateu așa și de-aia nu cred în astea. Dar ea e pe bun. Salut, pupăsă! Și asta ce e, fonfăitule? Ce să... E... Da! Ia, a, ia, asta e... Ia? E sistemul de curățare al ei, mă. Că mai nou, astea moderniste au un sistem de autocurățare. Că la câți enoriași cupă icoanele, ele trebuie să fie sterile, mă, că dacă nu, te amendează isul. Ăsta s-a nepidu. Când, adică, mai bine, discutăm noi de problema aia pentru care ai venit tu aici. Adică, nu mai bine iei tu ăștia și te duci să spui dintele ăla mișto? Nu merse! Prefer să rămân știrb toată viața, dar cu conștiința neștirbită. Și acum mișcă-te imediat la secție, că te joc în picioare, ca să scot eu scrochirile din cabă. La secție? Da. Și să mergem, mă, Chiurete, la secție, că noi toți suntem aici și... Chiurete, zi ce trebuie să fac, ca să nu mă iei. Să te rogi la icoană. Poate chiar face vreo minune pentru tine. Da? Ia vezi. Ia. Deci așa, doamnă Münchhausen, vezi, doamne, îți trebuiesc bani ca să-ți faci bărbatul, macio-men chipurile. Că face poliția de râs, că nu știu ce, când colo, mătăluță, voiai să pleci în luna de miere pe banii secției. Șeful, nu e adevărat, eu chiar pentru implant v-am cerut, că pentru luna de miere o să ne dea tanti. Da 1000 de euro cât costă dintele, de unde? Vai, 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 ce milă mie de voi. Minte, șeful, minte, de unde 1000 de euro? Ia uite! Aha, uite dovada incriminatoare. L-a arestat pe ăsta pentru că n-a vrut să-i dea bani pentru luna de miere. Ba, am vrut, dar nu mi-a primit. Pentru luna de miere? Da. Păi și tu de ce ai zis, mă, că vrei pentru dinte? Ia zi, cu cine mai e Pinocchio, hă? Zi! Măi, fonfăitule, pentru dinte trebuiește șeful. Iote, am fost la dentist, poftim, fatura pro formă. Dar prefer să rămân toată viața știrb decât să-mi pun dinte cu bani în mitră. Asta, mită. Deci așa, păbunețule, continui să faci strâne, a? Scuze, Sofico, o să mă ocup eu de pupăză. Voi reglați-vă lucrurile cu poponeț. Păi, să-mi patria! Îi trebuie scoate banii pe care voiai să-i dea lui Chiurete dacă vrei să scapi de arest. Ce, mă? Haide, mă, dacă pe șeful l-ați prostit cu factura asta pro formă falsă, pe mine nu mă prosti, mă, că nu există dinte de 1000 de euro! Nu s-a inventat! Să mor tu, păi atunci trebuie să te înconvii, mă! Hai, cu ocazia asta l-ai trimis și în luna de miere, unde sigur o să fie de fix la propriu! Nu se potrivește, mămica.
Ce vei, tu ai nebunit? Păi nici dacă ți se potrivea, nu te lăsam să-l pui, că e impregnat cu răutatea ăstuia. Tu vrei să scoți pe gurița aia frumoasa ta, nu mai intri și venind ca năpârca chelioasă? Nu. Păi și atunci... Ce e pe la știri? Plin de evenimente de-astea în care se duc oamenii la pelerinaj. Mai dă să o mai zic o dată. Plin de evenimente la care se duc oamenii la pelerinaj. Șefu, chiar s-o fica mea zis. Dar uite, pentru dumneavoastră că vă respect și vă ascult. Dar nu înțeleg ce vorbiți așa încet. Dar... Asta vreau să-ți spun.